Aș vrea să încep prin a vă saluta și a vă spune că ne bucurăm că suntem în număr atât de mare la această activitate, o activitate pe care o vrem a fi deosebită, o activitate pe care să o considerăm de debut în ceea ce ne propunem să facem în viitor, și anume personalități marcante ale noastre, ale românilor, să spunem așa, care au fost elevi ai școlii noastre, să fie prezentați vouă principal, elevilor de la Colegiul Național Mihai Viteazu, să cunoașteți în parte câte ceva din viața personalităților pe care intenționăm să le prezentăm. Astăzi îl avem pe Olivia German. Prezentarea cărții O viață în diagonală, memoriile pe care le-a scris Olivia German, cu repere din copilărie, adolescență, viața de licean la actualul Colegiul Național Mihai Viteazu, Turda, anii universității și apoi activitatea didactică. Avem ca invitație astăzi pe domnul profesor universitar dr. Călin Bănezeu. Mulțumim! Din partea primăriei municipiului Turda și a Consiliului Local Turda, domnul profesor Daniela Curia. Ștefan este printre noi și ne bucurăm că salutăm. Doamna profesor Mariana Ursu, președinta Asociației Colegium Absolvenților Colegiului Național Mihai Viteazu Turda. Doamna director adjunct. Și mulțumim reprezentanților profesorii care au răspuns invitației noastre și sunt aici pentru a medializa acest eveniment. Mai departe, o să vă spun câte ceva din ce afirma Olivia German în momentul în care s-a gândit să publice sau să scrie în început memoriile sale și să le publice. Există o vârstă a fiecăruia dintre noi, de la care încolo orele ți se fac mai lungi decât zilele, zilele mai lungi decât anii, de la care încolo aniversările devin, sau ar trebui să devină, prilej de bilanț al anului, care s-a scurt și al celor anteriori. Întrebarea retorică, ce ai făcut, cum ți-ai petrecut anul sau anii, devine stringentă. Este drumul pe care l-ai parcurs o succesiune de întâmplări norocoase sau ghinioane? Răspunsul pe care îl dau acesteia, în ceea ce mă privește, este că mai degrabă este o succesiune de strădanii nesfârtecate de ghinioane. Nici norocul în sine, nici talentul singur nu te urcă cu niciun centimetru, dar ghinioanele pot întrerupe orice urcuș. Mărturia acestei afirmații sunt miile de ascensiuni întrerupte nedrept, în timpul adolescenței sau maturității mele de un regim inuman. Mă gândesc la colegi de generație, poate mai talentați și mai harnici decât mine, care au fost aruncați în închisori fără a avea provină. Fiind un supraviețuitor al acestor vremi, mă pot socoti norocos. Le-am evocat în anul care s-a scurs, scriindu-mi memoriile pe care, dacă voi găsi un editor cu spirit de aventură, eu sau copiii mei le vom publica. Este parte dintr-un interviu dat pentru jurnalul în aprilie 2013. Aceste memorii au fost publicate în cartea pe care o vedeți acum, în editura Agil, O viață în diagonală. Carte pe care astăzi, în rezumat, vrem să vă prezentăm prin intermediul invitațiilor noștri. O rog pe doamna profesoră Mariana Ursu să deschidă această carte și să vă credea în rezumat câte ceva. Mă bucur să ne întâlnim astăzi aici, în această formație. Desigur, în complet, având în vedere mulțimea generațiilor de absolvenți a acestui liceu,
Pentru că eu astăzi vă vorbesc nu în calitate de invitat, niciodată nu am simțit invitată în școala în care a fost și elev și profesor Adețean, întotdeauna voi fi un om al casei, dar astăzi o să mă adresez din perspectiva celor pe care îi reprezint, absolvenții acestui liceu. Și aș vrea ca această primă întâlnire de astăzi, așa cum spunea și doamna director, prima dintr-o serie pe care sperăm să le realizăm, redând vouă, în primul rând, generațiilor de astăzi, cunoașterea asupra celor care au făcut cinste acestui liceu. Deci această primă întâlnire aș vrea să fie, dincolo de prezentarea cărții despre care vă vorbea doamna director, aș vrea să fie și un prim pas pe un drum drept și nu în diagonală, în găsirea identității voastre de gândești. Pentru că dacă, după întâlnirea de astăzi, veți fi puțin mai mândri de școala pe care o frecventați, înseamnă că demersurile începute astăzi vor avea ecou în inimile voastre și că această mândrie de a fi remedist se va reflecta în tot ceea ce veți face de aici înainte. Nu vreau astăzi să fac un rezumat al ceea ce se va, ce e închis între copertele acestei cărți. Aș vrea astăzi doar să trec în revistă puțin condiția de elev pe care o aveau la vremea respectivă colegii voștri. Da, voi sunteți colegii mei și ai doamnei director, care a fost și dânsa elev acestui liceu. Sunteți colegi și cu domnul profesor, că dânsul a făcut o parte din anii de liceu, i-a frecventat în această școală și, evident, astăzi veți deveni colegi și cu domnul Liviu Ierman, chiar dacă dânsul a devenit un remarcabil om de știință, un fizician de renume și a reprezentat și țara cu cinste ca ambasador al României în Franța. Veți afla foarte multe despre ceea ce a însemnat această viață în diagonală, evident, după ce veți răspăi și vă invit să faceți acest lucru, după ce veți răspăi paginile acestei cărți. Pentru că foarte mulți dintre voi, așa cum am aflat chiar într-o discuție cu unii dintre voi ieri, știți prea puține lucruri despre ceea ce a fost învățământul în acest liceu. Astăzi am să trec în diagonală câteva din amintirile domnului Olivier Gherman, ca elev al acestui liceu. Puțin dintre voi știu că la vremea când dânsul era elev al liceului, învățământul din România era organizat în general în învățământ secundar și învățământ primar în ordine inversă. Școala a început-o în comună Mihai Viteazu, unde își avea domiciliul și are o perspectivă foarte clară, la momentul în care a scris această carte, asupra tot ceea ce a însemnat emoțional, în primul rând, școala. Aș vrea însă, ca înainte să-l trimitem la școală, comuna Mihai Viteazu, să vă citesc modul în care ne transmite cum venirea dânsului pe lume. M-am născut pe furiș, neștiut de mine și, în orice caz, dorit de puțin. În prima săptămână după Paște, anul 1930, spre sfârșit de primăvară, era al 10-lea copil într-o familie în care mama, la aproape 45 de ani, a avut curajul să-l aducă pe lume și a făcut foarte bine, după cum vedeți. Apropo de ce vă spuneam, la câteva luni după ce am împlinit 6 ani, am fost înscris la școala din comună, pe care îl prezentam, mergând ținându-mă de mână cu vecina mea Aurora, cu care are o istorie interesantă, dacă o să citiți cartea, o să aflați. Eram gândiți de pericole imaginare, câinii care ne lătreau când treceam prin dreptul gospodăriilor. Aveam prostul obicei de a nu citi complet unele texte, ceea ce îmi stârnea imaginația. Vreau să fac aici o mică paranteză, adăcându-mă de la textul cărții și să vă spun că nu ne-am cunoscut personal cu domnul Oliver German, dar am avut o conversație telefonică cu dânsul, eram elev în clasa 9-a, se organiza atunci împlinirea unei vârste frumoase a liceului, cea de 60 de ani, și eram la secretariatul liceu. De fapt, am avut chiar două convorbiri telefonice, dacă mi-amintesc. La prima am răspuns doar da, pentru că ajutam la secretariat la întocmirea unor hârtii necesare de stăjurul evenimentului. S-a prezentat
domnul profesor la telefon și am dat telefonul mai departe. Asta a fost prima dată când ne-am auzit. Și a doua oară când ne-am auzit, foarte interesant, a fost în preajma următoarei aniversării a liceului. Am avut prilejul și bucuria de a fi părtași la trei din cele cele mai memorabile. De fapt, astea au și fost punctate ca organizare mai deosebită, întâlnirea de 60, cea de 90 și cea de 100 centenari. La respectiva întâlnire a sunat cerându-și scuze că nu poate participa, nu rețineau niște probleme de ordin, nu personal, neapărat profesional. Și știu că în cele 4-5 minute cât am discutat, mi-a amintit un pasaj dintr-o scrisoare pe care adresase liceului la întâlnirea din 1969 și pe care le regăsiți și în carte, povestea drumului greu de la Mihai Viteazul până la liceul Mihai Viteazul, de regele Ferdinand, de vremea aceea, când venea pe jos din comună și mai mult desculți, pentru că așa erau vremurile. Venea desculți până la trecerea pe podul Arieșului, prin Noroaie și prin Zloata, acolo își spăla picioarele și se încălța, ca să poată ajunge încălțat și decent la școală. Eu vă provoc să citiți. Să citiți, să vedeți în ce condiții au făcut școală elevii și ce au reușit să facă în pofida tuturor acestor dificultăți. Le-aș mai permite ca să... Nu vreau nici foarte multe lucruri să vă spun, pentru că sunt extraordinar de multe lucruri interesante, dar aș vrea să marchez puțin evenimentul intrării ca elev la liceul Ferdinand. Fiind bun la carte, nu este de mirare că la absolvirea clasei a 4-a școlii primare din comună am fost înscrisă de o admitere la liceul regele Ferdinand din Turda. Proba scrisă la limba română a fost un dezastru. Din neglijență, atunci când mi-am pus în servietă sculele de scris, tocul și cămara, ne-am trăcănat penița pentru a nu presăra lucrarea cu picături de cerneală în timpul dictării, mai mult îmi ștergeam penița decât scriam. Erau fragmente disperate, de alte corect, scrise, separate, prin intervale, noroc cu lucrarea de a doua zi, ghiciți la cel aritmetică, redactată fără greșeală, cu o peniță bună, iar una peste alta, am fost admis. Nu am amintiri deosebite privind clasa din liceu. Străbăteam zilnic drumul la școală și înapoi, în total vreo 11 km de-a lungul văilor Arieșului, luptându-mă vitejește cu noroiul sau cu zăpada de pe cărare, ceea ce vă și spuneam. Astăzi nu știu câți elevi ar face acest sacrificiu. Uneori e greu să ajungem și cu autobusul care ne ia din stație. Bineînțeles că aș mai vrea să atrag atenția asupra unui pasaj. Întoarcerea de la liceu spre casă, drumul de la liceu acasă pentru noi, mai ales doamna și iarna, era de coșmar. Mi era o frică cumplită, din când în când, viața mamă mă întâmpina în dreptul porții de intrare la fabrica de cimet din Turda. Ne întorceam acasă, având cărarea iluminată de un pașchior, înotând adesea printr-o zloată care ne intra în ghete, mai ales că de când o știu, mama încălța pantofii abandonați de frații mei mai mari. Obișnuiam în prima parte a activității de licență, vin spre școală însoțit de un colegă care frecventa liceul Principesa Elena, actualmente școala Tudor Mureșanu sau ulterior școala medie de fete. Însă la un moment dat a rămas să străbată drumul acesta singur. Nu pot încheia comentariile referitoare la etapa amintirilor descrise mai sus pe care a primit-o copilăria, fără a prezenta modul în care aceasta s-a reflectat atunci în conștiința mea. Mi se pare un lucru foarte important, reflectarea copilăriei în conștiința voastră, în general, a noastră tuturor. Deși este vorba doar de 14 ani, puțin viața unui om, de-a lungul lor am străbătut trei regimuri diferite. Democrația interdelică, legionarismul și dictatura antonesciană. Și acum intrăm în cursul superior al liceului, două minute să mai îngăduiți, altfel nu veți fi curios să citiți ce se întâmplă mai departe. Examenul de admitere în cursul superior al liceului, în vara anului 1944, și cu ocazia asta facem și localizarea domnului Ovidiu Diernan în anii de școală, s-a desfășurat în condițiile catastrofei, catastrofale de tragerea trupelor române,
pe frontul din est, capitala și zona petrolieră de pe Valea Bracovei fiind zilnic bombardate de flotile de avioane anglo-americane, cât vă amintiți bombardarea Bucureștiului în aprilie 44 din ceea ce ați citit, evident. De altfel, una din probele scrise la admitere a fost întreruptă de o alarmă aeriană. Ne-am refugiat pe platoul din spatele liceului, actualmente terenul acesta de sport, privind defilarea unei imense flotile de bombardiere, printre care se stenguiau avioanele ușoare de vânătoare care le exportau. Avioanele se îndreptau spre ținta lor predilectă, zona petrolieră și capitala. La turba, din fericire, au lansat doar un balon cu manifeste. Aici înainte vin amintiri din anii de școală, după care, în capitolul următor, autorul își ținte adolescența și pe care am să vă rog să-l parcurgeți singur, pentru că veți descoperi lucruri uimitoare despre atmosfera liceului și amintiri deosebite despre profesorii care au fost dascăli. Vă doresc să aveți o lectură frumoasă și pentru alte lucruri putem să mai stăm de vorbă și în alte ocazii, chiar pe cont sau la clasă. Vă mulțumesc! Părintele noastră să continuați stările frumos. În primul rând, mă bucur că sunteți foarte mulți aici și că putem să purtăm o discuție colegială despre memoria unei persoane importante, atât în știința românească, cât și în viața politică, dacă ne gândim că a fost totuși atâția ani președintele Senatului României și apoi reprezentant al României ca ambasador la Paris. Din capul lucrurilor vreau să subliniez că sunt foarte bucuros de faptul că doamna profesor Rusu s-a gândit să facă această așezare și punere, să spunem, la locul cuvenit a personalităților care au terminat liceul respectiv, Colegiul Național Mihai Viteazul. Da, nu mă referam la asta. Mă refeream la ideea în sine de a crea acest spațiu în care se desfășoară activitatea de astăzi. Pentru că și noi la universitate avem un proiect similar, alumnii, în care cei mai importanți absolvenți ai Universității Badeș-Bolyai sunt omagiați de câte ori este nevoie. Dar revenind la subiectul nostru de astăzi, trebuie spus un lucru. Anume, memoria este foarte importantă. Memoria înseamnă rădăcină. Fără o rădăcină puternică, nici o plantă nu poate să supraviețuiască. Iar pentru noi care suntem absolvenții sau am trecut prin acest liceu, memoria este foarte importantă pentru că ea ne arată, ne scoate în evidență ce a însemnat, ce înseamnă și ce va trebui să însemne de acum încolo Colegiul Național Mihai Viteazul, care este o instituție în sine și a fost plăcut impresionant acum vreo 16 sau 17 ani, când am făcut aici la liceu un simpozion cu repetatul profesor și academician Pompiliu Teodor, care intrând pe scara principală, mi-a spus așa cu invidie. Măi, zice, parcă am impresia că intru într-o universitate. Păi, să știți că dimensiunea acestei școli are dimensiunea unei universități. Și dacă priviți în urmă, profesorii care au fost aici, absolvenții care au terminat, îndreptățesc această afirmație. Vă mărturisesc de asemenea că am citit cu foarte mare plăcere această carte a domnului Oliviu German. Și am spus și colegului și prietenului meu, Mircea, faptul că de la memoriile regretatului arhiepiscop și mitropolit Bartolomeu Anania, nu am mai citit
o carte de memorii atât de savuroasă, atât de palpitantă, în care ai văzut nu numai viața unui om, ci și etapele prin care acesta a trecut și vremurile în care a trecut. Vremuri care au fost mai mult sau mai puțin prielnice. Puteai să vezi ambele fețe și chiar vă spun că am descoperit și o altă fațetă, mai ales la ceea ce înseamnă viața universitară clujeană în deceniul 6. Într-o condiție în care viața universitară clujeană era sigur sub apăsarea regimului autoritar cu valențele sale staliniste până la un moment dat, dar și cu separarea celor două instituții de învățământ superior, pentru că era, pe de parte, Universitatea Victor Babeș, adică Universitatea Românească, și Universitatea Bolyai, care era Universitatea Maghiară. Și apoi, cum coagulează cele două entități pentru a se unifica la începutul anilor 60, în ceea ce este astăzi Universitatea Babeș-Bolyai, continuând, de fapt, o tradiție ce începe pe la 1583, și capătă o nouă dimensiune după 1919, când Universitatea s-a numit pe rând Universitatea Daciei Superioare și mai apoi Universitatea Regele Ferdinand. Ei bine, toate aceste etape le puteți regăsi în această carte de mărturisiri ale elevului, studentului și mai apoi eminentului cercetător și profesor universitar, care este Oliviu German, și care a reprezentat cu multă cinste România la nivelurile cele mai înalte. De asemenea, și aici probabil că domnul director va fi mai punctual decât mine, meritul pe care îl are profesorul German este acela de a transporta cumva peste Carpați Universitatea din Cluj și ne-au implantat în cetatea Băniei, la Craiova. Pentru că printr-un efort supraomenesc și prin punerea unor condiții ferme, chiar scrie la un moment dat profesorul German că a pus 4 condiții esențiale de care nu a acceptat să plece de la Cluj la Craiova, reușește să pună bazele unei facultăți de fizică și a unei școli la Craiova, renumită, școală care de fapt își trage rădăcinile din școala Lujana. Vedeți iarăși cât de importante sunt rădăcinile. Repet, fără o rădăcină serioasă, planta moare. Rădăcina este. Planta sunteți voi. Și trebuie să creșteți. Planta trebuie să dezvolte, să consolideze și să transmită mai departe memoria. Pentru că asta este esența existenței noastre. Venim din un trecut, trăim în prezent, dar trebuie să privim totdeauna spre viitor și să ne pregătim viitorul. Pentru că ăsta este rostul vieții noastre și viitorul trebuie să-l privim ca un progres. De fără progres vom înceta să mai existăm. Eu vă propun să citiți această carte. Este plină de învățăminte. Are savoarea ei, ca să vă spun, chiar am retrăit câteva momente din copilăria și adolescența mea ca elev chiar la acest liceu. Noi am fost generația care am început treapta. Aveam o spaimă teribilă. Doamne, cum va fi treapta? Vai de mine, treapta a doua însemna aproape ceva catastrofal pentru noi și aveam o teamă fantastică. Dar până la urmă a fost foarte bună pentru că te-a obligat cumva să fii mult mai responsabil în ceea ce înseamnă actul învățării. Și mi-am adus aminte de momente plăcute din viața de elev la liceul Mihai Viteazu și la sala asta festivă care, să știți, am umblat foarte mult prin țară. Aproape nu este loc din țară care să nu fi intrat într-un liceu reprezentativ. Nici marele licee, blazon, precum
pentru cei cu ajutor de la Buzău sau Liceul Unirea din Focșani, nu au o asemenea sală festivă. Eu le și spuneam, sala festivă de la Colegiul Național Mihai Viteazu este unică, așa cum a fost unic pe vremea noastră și laboratorul fonic, care, dacă nu mă înșeală memoria, a fost primul laborator fonic din învățământul românesc. Ia câtă, cum se zice, și la turda nasc oameni și ce oameni, și trebuie să fie pentru voi un, un fel de luare aminte, dar în același timp o mândrie, o mândrie constructivă că aparțineți acestui liceu, așa cum se mândrește cei de la Colegiul Național Sfântul Sava sau de la Lazăr, că aparțin acelor liceu, sau cei de la Spirul Mare, la fel de îndrituiți sunteți și voi să vă mândriți că aparțineți Colegiului Național Mihai Viteazu. Vă mulțumesc! Numele mă trădează. Vreau să vă spun însă că datoresc foarte mult unor probleme pe care i-am întâlnit la Craiova în perioada mea de formare și care, prin personalitatea lor, m-au marcat, m-au marcat profund. Voi începe cu dirigintele meu, Ardelean, absolvent de Cluj, care printre altele avea obiceiul ca, cel puțin o dată pe an, să organizeze întâlniri la liceu cu personalități ale locului. Eram în clasă de aici, în toamnă, când l-am văzut, l-am auzit pe Ide Sârbu. Nu știu dacă vă spune ceva acest nume. Ion Desideriu Sârbu. Fusese asistentul lui Liviu Rusu, la Facultatea de Filozofie din Iuș, marele profesor de estetică din perioada interbelică, și cu care și alături Lucian Blaga a părăsit Facultatea de Filozofie în 48, odată cu primul val de curări. Ajunsese la Craiova după 7 ani de detenție, ca într-un fel de domiciliu forțat. La această întâlnire mi-a vorbit despre Blaga, despre cercul literar de la Sibiu și la un moment dat a fost provocat de către un elev mai mare ca mine din sală. Acel elev era Mihai German, băiatul lui Oliviu German, care l-a provocat pe Ide Sârbu, spunând, recitând două poezii. Ide Sârbu, evident că îl știa pe Oliviu German și am văzut reacția sa. Era cumva uimit de faptul că fiul unui fizician, unui matematician, are astfel de îndrăgiri. În clasa 12-a, adolescent rebel, cum să știți că am fost cu toții, m-am încercat cu tatăl meu pentru că eu vreau să fac fizică la București. El mi-a spus, stai locului că e greu, cheltuie, rămâi la Craiova. M-am enervat și am spus, voi pleca la Cluj. Și ca să mă auto-întrețin, o să dau la Cluj, la facultate, la Seral. M-am interesat între timp, era Seral, la fizică, la Cluj. Până la urmă, am mers la Craiova. Și, sigur, atunci nu știam că, de fapt, o să merg la o extensie a facultății de fizică din Cluj. Pentru că, așa cum s-a spus și aici, cel puțin pe vremea aceea, probabil că mai bine de jumătate dintre profesorii care predau acolo erau absolvenți de Cluj sau mai mult elevi ai studenți, iertați-mă, ai profesorului German. Aici vreau să fac o paranteză. Nu știu dacă s-a studiat suficient de mult
rolul pe care l-a avut Universitatea din Cluj în a coagula diverse centre de cercetare universitară. Eu mă gândesc că domnul profesor Pereteu știe mai bine decât mine faptul că la Sibiu, de exemplu, medicina și filologia, filozofia, tot cum le de la Cluj au pornit la Târgu Mureș medicina de asemenea. Albania, Oradea, da. Sibiu, Brașov. Chiar Politehnica din Timișoara, medicina din Oradea. Deci este un lucru extraordinar că discutăm de un fel de școală azdeleană, dar sigur, la un alt nivel aici. Profesorul Liviu German era, cu siguranță, personalitatea cea mai importantă a Facultății de Fizică din Craiova. Și, sigur, iarăși domnul profesor Pedezeu a amintit faptul că a pus o condiție atunci când a plecat de pe poziția de decan, atenție, de poziția de decan a Facultății de Fizică din Cluj. Condiția cea mai importantă era aceea ca să aibă dreptul să ia cu el pe cei mai importanți studenți ai săi, pe fizică teoretică. Liviu Tătaru, Florea Uliu, pe care cei care sunt familiarizați cu Olimpiada de Fizică știu cu siguranță, Yuri Steinbecker, Laszlo Medel, Eugen Mogil, sunt mulți, au fost studenții săi care, mă rog, au încercat să formeze școală, în primul rând, de fizică teoretică importantă. Aș vrea să vă mai spun un lucru. Olivier German a tradus cărți importante din fizică, sau de fizică. Celebrele cursuri de fizică ale lui Richard Feynman au fost traduse, de fapt, au fost traducerea a fost finalizată de dânsul, a fost începută de către Mihai Gavrilă, un nume care, sigur, are legătură oarecum cu Turda, este probabil cel mai important fizician român, teoretician în viață, a fost profesor la Cambridge, în societate, și, sigur, prieten cu Oliver German, ei au fost studenți la doctorat la șerpanții săi, ca în același timp. Apoi, discut despre traducere în continuare, da? Apoi, ecodinamica lui Jackson, un formidabil curs de fizică teoretică, traduce în limba rusă, în două cursuri de fizică nucleară, cărți pentru liceu. A scris câteva cărți care, nu știu, de termodinamică și de electromagnetism, care nu știu dacă sunt egalate. Chiar dacă au fost scrise în anii 70 pentru clasele speciale de fizică. Sigur, sunt multe de spus. Aș vrea să închei spunându-vă următorul lucru. Eu nu am știut atunci când am urmat cursurile Facultății de Fizică la Craiova că, sigur, aveam în față, sau aveam privilegiul să studiez cu profesori excepționali care întâlnească la o școală. În anii 90 am început cursul de filozofie la Cluj și am lucrat într-o perioadă cu o doamnă care, sigur, preda cursul la filozofie, dar era studentă de fizică. De la dânsa am aflat că se discuta despre o școală de fizică teoretică la Craiova. Demersul nostru de astăzi, în primul rând, asta vreau să vă spun un copii, că ar trebui să fiți mândri de faptul că sunteți dânăriști și că voi trebuie să continuați o tradiție. O tradiție care, efectiv, este foarte, foarte bine ilustrată și foarte bine reprezentată. În anualul acesta, din 40-41, unde, sigur, apare numele domnului German, așa răspunind rapid, am văzut
două, trei nume de, sigur, viitori academici. Și asta e într-un anual, numai. Înțelegeți? Este, cred, un lucru extraordinar. Vă mulțumesc pentru răbdare, pentru atenție și dacă sunt întrebări sau dacă cineva din public dorește să intervină, rog să o fac. Mulțumesc! Așteptăm întrebări din partea la voastră, dacă sunt sau intervenții. Dacă nu sunt, noi vă... Da, eu să zic, dacă nu zice nimeni nimic, nu s-a pomenit nimic despre activitatea, printre, lăsați că s-a gândit, activitatea care a avut-o pe plan internațional în domeniul științei, fiind printre primii români care a participat ca fizician, unde erau ales cei mai buni fizicieni din lume, la acceleratorul de particule de la Geneva. Cred că s-a uitat de treaba respectivă. La agenția de la Viena, grada 58-60. La ora de în Serbia, la o activitate organizată de francezi, am cunoscut un fizician, Yves Kéré, îl cheamă, trece Yves Kéré, care am povestit un pic, m-a întrebat de unde sunt. Și a zis, ești din orașul lui German. A fost singurul ambasador cu care am putut să discut fizică. Invitatea domnului profesor Oliviu German este foarte bogată. Evident, nu am reușit astăzi, în decurs de oră, să predăm integral această activitate, dar, încă o dată, vă invităm la lectură. Găsiți această carte pe care astăzi, foarte pe scurt, am încercat să vă prezentăm și implicit să îl prezentăm pe Oliviu German ca și personalitate remarcantă. Aș mai spune aici și întâlnirile de gradul zero, ca să zic așa, pe care le-a avut de-a lungul vieții ca student și apoi ca tânăr cadru universitar. L-am întâlnit pe Marele Blaga. A fost în enumărate ori acasă la el. Au avut ani de zile ședințe care se întâlneau și discutau probleme atât de filozofie cât și despre fizică, pentru că vedeți, între filozofie și fizică este o mare, mare legătură. Întotdeauna s-a spus că un bun fizician trebuie să fie un bun filozof. Și asta este o chestie foarte clară. Apoi a avut o întâlnire fantastică când, într-o ședință destul de turbulentă, i-a luat apărarea, fără să știe cine este, marelui Dede Roșca. Și pentru că știa că mă povestea despre Dede Roșca, despre un moment așa mai amuzant. Era un tip foarte sever și nu prea accepta compromisul. Și la un moment dat au dat examen și cu cei care dădeau examen la fără frecvență, dar era o grupă din ofițeri superiori, care erau obligați să facă studiile superioare. Și la un moment dat, la un examen, la logică, ofițerul a venit îmbrăcat în mare țigundă și tot își arăta oamenii și se uita așa, poate vându spre cele trei stele mari. Și, dar nu știa nimic. Deci, Dede Roșca care zice, nu îți mai arăta stele, că până la toamnă o să-mi văd și eu cum e cu stelele astea și până la toamnă poate îmi deci liber. Deci, sunt foarte multe asemenea chestii. Deci, de asta vă provoc să citiți cartea asta, pentru că e foarte vie. Mulțumim, iertați-mă că am făcut. Dar mai aș spune și ceva tot fără microfon, că am făcut vocile. Sunt lustruite la clasă. Astăzi se tânguia niște răbi pe coridor că vor da extemporal la muzică. Deci aș vrea să plec și să aduc un pic în atenția voastră pasiunea de Oliviu German pentru muzică. Dacă veți citi cartea, veți vedea că la un moment dat, în cursul superior, dacă mă amintesc, corect, a început să predea ore de matematică unei colege. Colega fiind fica unui director al unei
fabrici din Turda. Dar nu ne-am văzut. Era o familie care își permiteau o anumită ținută intelectuală pe care o și respectau și în care familie el și-a descoperit pasiunea pentru muzică, mai mult cu spin, să spunem, și apoi descoperim că devine o pasiune muzica clasică. Veți descoperi în carte, pregătând opera, bucuria lui cea mare a fost că, lucrând la Viena, a putut să-și desăvârșească această pasiune pentru muzică exact într-un oraș al muzicii. Și nu lipsi de însemnătate ar fi să vă atrag atenția că, deși uneori vi se pare că poate să mai învățați o limbă străină, paradoxal, atunci când e nevoie să știți cât mai multe, la un moment dat, în cursul interior al liceului, i s-a clasat sarcina să-l traducă pe Baudelaire. El, nefiind vorbitor de franceză, nu vorbitor, spun multe, neștiind limba franceză, venind de la o școală din comuna Mitrăvitează, în care nu s-a prea grăbit. S-a străduit atât de mult încât a reușit să-l învețe și să recite și să știe și acum foarte multe versuri în limba franceză. Asta înseamnă că, încă o dată pentru voi, trebuie să sunem încurajați de faptul că nu există nicio piedică peste care nu puteți trece, dacă vă doriți, poate vă să treceți peste ea. Vreau să închei încă o dată cu această invitație la lectură. Eu vă promit că voi încerca prin asociație să mai îmbogățim biblioteca liceului câteva exemplare și chiar vă rog să parcurgeți cartea, pentru că este scrisă, așa cum spunea și domnul profesor, savuros. Deci nu este o carte care să vă plictisească, este o carte de rade și așa cum zicea și dânsul, am descoperit și eu cu foarte mare plăcere că la un moment dat, dincolo de faptul că undeva în timp mi-am intersectat ca ele de aceleași liceu, la un moment dat mi-am intersectat și profesorii, pentru că nume de prestigiu ca profesorul de Beonescu, de ecuații diferențiale, academicianul Călugăreanu, ne-au predat și mie și domnul Iorgiu German. E încă o dată cu atât mai mare plăcerea, cu cât plecând de la aceeași școală ne-am intersectat și pe profesorul Universității din Cluj. Vă invit cu drag la această lectură și după ce citiți cartea, poate că ne mai întâlnim o dată să împărtășim cu profesorul. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la această activitate. Sunt convinsă că ați aflat multe și poate că v-ați stârnit curiozitatea. Cartea se găsește în biblioteca școlii și, așa cum spunea și doamna profesoară Rusu, încercăm să completăm numărul volumelor ca să ajungă spre voi și să citiți această carte. Mulțumim încă o dată tuturor!